decide să se refugieze la Brașov. Actrița mărturisește că de copil avea o memorie excelentă și că îi plăcea foarte mult să spună poezii. Însă înclinația aceasta nu a împiedicat-o să pice cu succes la Institutul de Artă Cinematografică, tocmai la proba de fotogenie. Poate că eram prost îmbrăcată, fiind provincială, aveam sânii mari în comparație cu capul, lucru care nu dădea bine pentru o viitoare actriță, mărturisește zâmbind de la poveste. De-abia în 56, actrița intră la facultate. Va termina cu notă maximă. Primii ani de meserie îi face la Teatru din Brașov, unde se antrenează jucând cam 400 de spectacole pe an. Peste 3 ani se mută la celebrul Teatru Tănase, cu care are succes în Italia, Rusia, Germania și Franța. La Paris joacă alături de marele Mircea Crișan. Televiziunea și Tănase m-au făcut vedetă, recunoaște cinstit actrița. Ca să demonstreze că e actrița adevărată, se mută de la Tănase la Teatru de Comedie, unde va rămâne timp de 18 ani. În 82 revine însă la prima ei dragoste, Teatrul de Revistă, pe care nu l-a părăsit nici până acum. În 69 se mărită cu cel mai cunoscut scriitor de revistă, Mihai Maximilian, care îi va compune de acum înainte majoritatea textelor. Stella Popescu a jucat cu actori celebri, cum ar fi Amza Pelea, și a făcut o echipă excelentă cu Ștefan Bănică, Vasile Catastaman și Alexandru Arșinel. Cuplul cu Alexandru Arșinel durează de 20 de ani. Viața în cuplu îi se pare mai colorată, se confesează artista. Speră să joace foarte mult timp de acum înainte, mai exact, cât o va mai ține.